Discutăm despre starea organizației din fiecare județ, discutăm despre relațiile cu colegii din Uniunea Social-Liberală. O să avem o discuție foarte tranșantă și foarte clară. Discutăm și despre descentralizare, pentru că este un proiect la care nu renunțăm, spunea Liviu Dragnea la sfârșitul săptămânii trecute, când s-a întâlnit cu reprezentanții din 11 județe. O să mai am 3 întâlniri cu 3 grupuri, în așa fel încât joi seara să finalizez discuțiile. Marți o să ne întâlnim la București cu o parte dintre ei. Miercuri o să mă văd cu al treilea grup la Craiova și joi o să am întâlnire cu cei de la Focșani sau la Iași, a mai precizat Liviu Dragnea.